Rugăciune după sfârșitul lucrului. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a ta slavă, cu frică și cu cutremur, aduc ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul tău. Te slăvesc, te laud și te cânt ca pe un domn stăpân și făcător de bine și iarăși căzând înaintea ta îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negreitei tale milostivit, ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine ca să sporesc în dragostea față de tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul, dăruiește-mi liniște și mă învrednicește în toate zilele vieții mele. Totdeauna mulțumire să-ți aduc și să grăiesc și să cânt cele prea bune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.